Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, profesor de matematică, Hristos a înviat, bine ați venit la Botoșani. Vreau să vă povestesc câte ceva despre județul Botoșani, dar înainte de acest lucru, vreau să vă povestesc o întâmplare cu profesorul meu de matematici speciale, domnul profesor Tine Ion, am spus-o și anul trecut, unde sunt profesor de matematică, arunca catalogul pe catedră și îmi spunea în felul următor. Mă numesc Tine Ion, care poartă ghinion. La mine nu se trece decât din milă, din milă și din sică. De aceea, când de aceea mă trec transferații reciproci și asculării când sunt în fața profesorului de matematică, deși eu am terminat politehnică, trebuia să mai am habar pentru că de matematică, când nu sunt la altfel. Sunt tot felul de povești cu profesorii în general și profesorii de matematică în mod special, despre profesorul Maliță, marele profesor, Angeron și alți profesori pe care noi am avut perioada când am învățat. Doamnă senator, doamnă deputat, distins în Prezidiu, doamnă profesor Bolovan, bine ați venit la Botoșani, ați venit în cel mai important județ al țării. Are cel mai mare număr de personalități din țară. După dat, un număr de 275 de mari personalități, pe care urmează Ținutul Năsăutului și Ținutul Aia de la Fărnice. Începând cu Enescu, Culinescu, Doarga, care a fost un ministru al învățământului, Dimitre Crăză, matematicienii botoșeneni. Deci, județul cu doi sfinți, suntem singurul județ care avem doi sfinți, pe Sfântul Iacob Hozevitul, de la Corogișa, de cel mai nordic punct al țării, și Onufrie, de la Schidul Voronii, care a fost canonizată cu Onufrie de Cea, acolo unde a cenucit Patriarhul României, Teotistă. E al doilea județ din țară, Calușul de Apă Dulce, toată lumea e propădină foarte pentru apa dulce. Iată că noi, bătoșeni, aveam suficient. N-avem noi altceva, dar apă dulce avem suficient. Și le văd ceva. Mă bucur că sunteți aici la Botoșani, vreau să-i felicit pe profesorii organizatori, domnul Cicronașu, pentru inițiativă. Vreau să spun că la Consiliul Județean a găsit înțelegere cât a fost ea, mică sau mare, pentru a da bani pentru astfel de activități, activități de excelență. Vă rog să aveți o ședere plăcută aici la Botoșani, avem multe lucruri de obiective importante de vizitat. Să știți că la cel primesc la Dorogul, tot mai s-a reparat versura cu care se plimba tatăl lui Enescu. La Iorga, am reușit să nu mai vai în muzeu, l-am reparat, deci puteți merge să vizitați casele memoriale ale marilor botoșeni. Dacă vă uitați atent în arborile fiecăruia, sigur sunteți cu toții botoșeni. Vă mulțumesc pentru atenție!